oprișor, spune-ne cum a fost la premiera, la premiera mondială a filmului Radu Muntean. Te-ai îmbrăcat frumos? Da, ne-am pregătit o rochie de acasă, foarte frumoasă. A fost o apariție, toți am fost o apariție. Ați urcat pe scenă, toți, da, la început? Da, am fost emoționat așa. A fost foarte frumos. Rolul ți s-a părut dificil? Când am citit scenariul, s-a părut dificil. Dar după la lucru și la lectură, am depășit. Au venit foarte multe la filmare, știi? Ne-am relaxat. Radu are ceva foarte bun. La filmare are o relaxare așa și te lasă să te simți foarte bine, nu știu cum să-ți explic. Și atunci s-au născut multe lucruri la filmare. În același timp este foarte proporțional, nu ai cum să schimbi, nu ai cum să modifici ceea ce a făcut el. Nu să mă foarte bine. Deși sunteți prieteni, nu te lasă să faci cum vrei tu. A fost greu să lucrezi cu soțul tău, mai ales că era soț și pe ecran? Da, a fost greu. Eu am mai avut... Am mai fost soț și soție în câteva... Pe scenă? Da. În filme, am fost soț și soție de cred că de vreo 3 ori. La Valley Vogue, la... nu mai știu la cine. Bineînțeles, acolo avem un mai mic. Data asta, un film mai mare. Și foarte dificil. Foarte dificil, da, așa. În timpul lecturilor a existat o perioadă de tensiune între mine și Mimi. Și la un moment dat am zis stop. Deci gata, acasă ne sunăm normal, ne uităm la filme, mergem pe film, vorbim despre Ana. Și nu vi s-a întâmplat să mai scăpați câte o replică din film? Nu, a fost o regulă. A fost o regulă, pentru că devenea foarte obositor. Și nu a ajuns atâta cât a fost. Fiecare își zicea foarte clar că textul e deci eu am avut predicolă de zile clare. În timp ce mergeam cu Ana în parc, în timp ce veneteam cina, tot timpul ziceam textul. Când a devenit al meu, așa, sper că a devenit al meu. Ce mai vrei să faci la Cannes până te întorci în București? Ai niște planuri anume, cumpărături? Da, aș vrea să cumpăr ceva fetei mele și niște suveniri pentru prietenii care nu au fost alături. Și aș vrea să mă duc la câteva timp din competiție să văd. Mulțumim!